Îmi cer scuze că nu-mi cer scuze se intitulează show-ul de stand-up comedy prezentat la Reghin de Doru Ivanov. Reghinenii prezenți sâmbătă seară în clubul din centrul orașului au avut șansa să participe la un spectacol de comedie interactiv. Doru Ivanov este membru în trupa de comedie Spitalul Nouă, care are în spate o activitate îndelungată în lumea stand-up comedy. De asemenea, este cunoscut și ca om de radio. Doru spune că titlul spectacolului a venit spontan dintr-o replică la care publicul a reacționat pozitiv. Sâmbătă seară la Reghin a fost prezent pentru prima dată în formula One Man Show și a pregătit pentru public cele mai amuzante momente din propria experiență de viață. După așa 20-25 de minute trecem la partea mai grea a show-ului, în care vorbesc de viața mea și acolo se trece la un pic așa, e mai personal show și automat și ei râd mai mult, că așa e omul râde de rău altuia de fiecare dată. Da, și omul râde de răul lui după ce trece și mi se pare foarte amuzant titlul ăsta, îmi cer scuze că nu-mi cer scuze. Da, a venit pur și simplu, mi-a rămas, am văzut că lumea îl prinde și l-am folosit în continuare. Nu iau bani mulți aici, adică nu iau mai deloc, îți dai seama. Dar la zi de oraș îmi dau bani mulți. Nu-mi place să fac zile de oraș, bă, dar mă duc, deci, Andrei, eu nu-ți am și eu un preț pentru care mă... Negociem după să-mi scot și eu măcar banii de benzină, da? Bă, deci nu îmi place să fac zile de oraș, dar îmi dau oia bani, trebuie să treci eu din ceva și mă duc să prezint câte o zi de oraș. Doru Ivanov mai spune că un bun comediant trebuie să aibă talent nativ, să fie spontan și natural, pentru că simțul umorului nu se învață. Trebuie să fii în primul rând natural, adică să spui ce ai de spus tu despre viața ta și să nu încerci să faci publicul să râdă forțat, adică să faci de la sine. Dacă vine de la sine e ok, dacă nu e o chestie care se învață. Se exersează și se îmbunătățește de la an la an, dar dacă nu există ceva nu poți să înveți treaba asta. Deci trebuie să fii natural, asta e cel mai important. Spectacolul susținut sâmbătă în clubul din centru a fost unul dinamic, cu un limbaj liber și fără vulgarități gratuite. De altfel, Doru spune că fenomenul vulgarității în stand-up-ul românesc a început să dispară. E în scădere treaba asta cu vulgaritatea. A fost o explozie la început, pentru că erau primele glume care veneau la pachet cu niște cuvinte, mă rog, nedifuzabile, după care au venit și alți comedianți mai puțin talentați, care au crezut că dacă spui acele cuvinte, automat publicul râde. Publicul nu râde la acele cuvinte, publicul râde dacă e gluma bună. O glumă bună nu e vulgară sau nevulgară, e o glumă bună sau și atât. Dar asta a tras în jos tot fenomenul la un moment dat, pentru că unii au crezut că dacă fac un umor mai vulgar, automat au succes și s-au înșelat. Aha, deci până și sinucidele se anunță pe Facebook, vă jur. Dacă poți să mai vrăduci un pic din înalt, că vorbesc eu pe așa, ok. Bă, deci, serios, asta nu-i glumă, am văzut la știri, s-a sinucis unul și a postat pe Facebook azi la ora 7, mă spânzul. Deci, e pe bune, s-a întâmplat prostia asta. Bă, prietene, poate eu am o zi bună. Azi la ora 7 mă spânzuri, dar ghiși ce? Azi la ora 7 mă spânzuri, 752 de people like this.